Legea pomiculturii va suferi o serie de modificări în contextul în care mulți fermieri au întâmpinat dificultăți majore în obținerea autorizației de plantare. Astfel, articolul 13 din actualul act normativ se va modifica. Acesta va stipula că plantațiile de pomi cu suprafață mai mare de 0,5 hectare și cele de arbuști fructiferi de peste 0,2 hectare se înființează în baza autorizației de plantare eliberate de direcțiile pentru agricultură județene. De asemenea, pentru Plantațiile de pomi cu suprafață mai mare de 2 hectare și pentru plantațiile de arbuști fructiferi și căpșuni cu suprafață mai mare de 0,5 hectare, autorizația de plantare se eliberează în baza unui proiect avizat de Consiliul științific al Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură. În cazurile prevăzute la aliniatul 6, autorizația de plantare se eliberează numai după prezentarea de către solicitant a unui document justificativ privind finanțarea din fonduri europene a plantației respective eliberat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.